trei fondatori, cât și cei cotizanți, plăteau o cotizație lunară. Și aș vrea să specific valoarea acestei cotizații. Deci, ofițerii cu grad de general plăteau lunar câte 50 de lei, ofițerii cu grad superior câte 20 de lei, ofițerii cu grad inferior 10 lei, reangajații câte 5 lei, iar trupa, mai bine, militarii în termen, plăteau 1 leu. Ca și literă de lege pentru această societate a fost faptul că prin președintele colegiului director, aceștia se angajau ca în fiecare an să execute un pelerinaj cu toți membrii societății Mărești pe locurile unde s-au desfășurat ostilitățile. În continuare, legat de această societate, aș dori să scot în evidență câteva probleme care mi-au atras atenția dintr-un document scos de la Arhivele Naționale, în care este o dare de seamă a societății de la înființare din anul 1917 până la 1 ianuarie 1949. Pe lângă realizările pe care societatea le-a obținut în această perioadă, există în partea a doua a actului sau a dării de seamă, există și o serie de probleme care au umbrit activitatea sau derularea obiectivelor pe care această societate le avea. Și aici mă refer la faptul că în anul 1940, în urma cutremurului care a avut loc în acel an, o parte din edificii au suferit grave prejudicii, turnul de apă chiar a fost s-a dărâmat și ce este mai grav este faptul că se specifică în această dare de seamă câteva dintre atrocitățile care s-au produs după 23 august 1944, se citează în această, în această dare de seamă. Și aici mă refer la faptul că o parte din construcții, inclusiv o piatra care a stat la temelia mausoleului, a fost luată de către unii, așa zici, revoluționari populari și au făcut cuptoare. De asemenea, troița care lega satul Mărești de satul Câmpuri a fost distrusă și cu materialele rezultate s-a refăcut o stână. De asemenea, faptul că inclusiv florile de aleile mausoleului au fost